Moment de referință pentru medicina românească. La 100 de ani de la nașterea lui Emil Palat de Universitatea de Medicină și Farmacie din București a prezentat în premieră imagini de la decernarea Premiului Nobel din 1974. Distinția primită atunci de Emil Palat și de alți doi colegi răsplătea descoperiri istorice cu privire la organizarea și funcționarea celulei umane. În 1974, aceste imagini au devenit istorie. Într-o atmosferă solemnă la Institutul Carolina din Stockholm, cercetătorul român Emil Palade lua premiul Nobel pentru medicină pentru studii complexe în biologia celulară. Sobru, dar în același timp cu un zâmbet timid, Emil Palade a primit această distinție de la capetele încoronate ale Suediei. Aceste imagini au fost prezentate după 38 de ani în premieră în România, în ziua în care savantul ar fi împlinit 100 de ani. Așadar, s-au dezvoltat specialități noi, linii de diagnostic diferite, procedee terapeutice diferite care înseamnă medicina de astăzi. Cei care l-au cunoscut spun că era o plăcere să stai în preajma lui. Maia Simionescu a lucrat cot la cot cu profesorul în Statele Unite la un proiect de cercetare. Am colaborat cu dânsul 10 ani de zile continuu, era un gentleman plin de grație și de farmec. Un alt cercetător, de această dată de origine germană, Günter Blobel, la rândul său laureat al Premiului Nobel în 2001, spune că Palade a fost pentru biologia celulară ceea ce Einstein a fost pentru fizică. Emil Palade s-a născut în 1912 la Iași. În 1946 s-a căsătorit cu fiica industriașului Nicolae Malaxa și împreună au plecat în Statele Unite. În America a fost cercetător la New York University. Niciodată nu a uitat că e român și nu și-a renegat poporul. Era un om riguros, îi plăcea ca vorba dată să fie respectată. Emil Palade a murit în 2008 la San Diego. Doi dintre urmașii săi trăiesc în America, iar unul în Germania.